Dam. Een vlog. Cum bă să nu știi să setezi focusul la cameră, bă, băiatul. Ok, să o povestea în felul următor. Anul trecut, în august, m-am hotărât să mă apuc de vlog. Bă, bă, veniți-vă repede, încă o lună care ne bate mânetă. Ce prost e! Am vrântat o cameră de la un prieten și am început să filmez pentru vlog, însă din cauza faptului că nu aveam experiență să o setez, am filmat numai prostii, numai idioțenii, n-am făcut șarful ca lumea la cameră, n-am făcut ce trebuia cu ea, am strâns foarte mult material, însă nu poate fi folosit. Cu toate acestea, o parte din material a fost folosit de către echipa TNT Studio în anumite cadre pe care le veți regăsi în documentarul Bang, jur să spun adevăr. Da, în care document? Da, surprinzător apar și unii. Dar totul are cum să capete un sens. Astăzi, 15 septembrie, m-am hotărât să dau drumul la canal, deși am întârziat un an, pentru că n-am avut material și a fost foarte greu să filmez. După un an, cred și eu. Astăzi o să dau drumul la canal, odată cu lansarea documentarului în cadrul Doc Station Music Documentary în București. O să avem un concert și o să se proiecteze pentru prima dată în București documentarul Vamp, jur să spun adevăr. Caile să se lege oarecum un pic, anumite cadre le găsiți și în documentar, iar anumite cadre nu le găsiți în documentar, dar unele dintre ele oarecum au o logică. Ceea ce înseamnă că eu astăzi o să mă uit la niște chestii pe care le-am filmat greșit în trecut, nu că acum aș filma mai bine, dar o să reacționez la ele ca să fac un fel de intro, o să pot să dau și eu drumul la canalul ăsta odată, că am stat destul de mult. Da! Exact, încă unul mai era nevoie. Maron, do this. Fac vlog. Ce? Da, face vlog. Asta îi filmezi? Îi filmezi. Asta e intro. Filmezi? Îi filmezi. Îmi fac vlog. De ce? Cred că știu. M-a hotărât să-mi fac vlog. Focusul meu, ce-i cu focusul ăla? Ce-ai făcut cu el? Unde? Cu el ai țar? Îmi fac vlog. Vlog? Vlog. A, vlog. Nu vlog. Și tu. Am înțeles vlog. Vlog? Da. Am și vlog. Ai și vlog? Mă scuzi. O să numească unul cu vlog și unul cu vlog. Că mă cheamă Onel și e unul L, deci unul. Ah, mai. Ok. Have fun. Între timp m-am hotărât că e mult mai ușor să-l keep it simple, așa că o să-l denumesc Onel pur și simplu. Asta e vlogul meu, așa mă cheamă, mai ușor de atât. Asta e material pentru un vlog. Asta spre toată lumea. Multă bază. Yeah. Și eu nu o să mă urmăresc. Nu știu ce față am. Și-a făcut vlog. Stai mă că nu l-am făcut. Să vedem că merge. Păi acum fac material. Și ai tot făcut, bă, băiatule, dar nu l-ai folosit. Și bă, când ai vlog nu există. Sau dacă... Sau dacă ai vlog, nu trăiești. Da, exact. Vlog, nu trăiești. Nu ai vlog, nu existi. Alegi. Grabă și vă seria asta de vlogger. Te-am pupat. Eu nu știu cât de constant o să postez. Focusul, bă! Totdeauna am avut o pasiune pentru a filma, totdeauna am avut o pasiune pentru a monta și cred că de asta vreau să fac vlog. La modul, m-am întrebat și eu, bă, de ce să faci vlog? Fac vlog pentru mine. Treaba asta cu vlogging-ul, după părerea mea, stă în felul următor. Trebuie să ai foarte mult curaj să te arunci acolo, în fața oamenilor, în afara zonei tale de confort. Și faptul că o să vreau să fac chestia asta, să mă pun în zona aia acolo, mă scot din area mea de confort și mă duc acolo, e un trufel, o dovadă de curaj și un pic de nebunie, dar nimeni n-a realizat chestii mărețe în zona de confort. Așa că ăsta sunt eu, ieșind din zona mea de confort. N-am cea mai bun sună, n-am cea mai bună imagine, n-am cea mai bun gear, but fuck it. E vorba de atitudine, nu? După acest canal o să încerc să postez mai multe chestii despre mine, despre muzică, care sunt hobby-urile mele și chestii de genul. Sunt muzician,
Îmi place gaming, mod special PUBG. No one cares! Da, mă, și cam ăsta este episodul pilot. Sper să evoluez mai mult, sper să postez mai mult, sper să pot să fac chestia asta. Dacă nu, o să-i dau în liste ce a terminat Panorama. Nu știu exact unde o să mă ducă și care o să fie drumul, dar sper să ne mai întâlnim aici. Dacă ți-a plăcut, like, share și subscribe și urmărește activitatea. De altfel mă găsești și pe Instagram, MonelD. Și sper să ne revedem cât mai curând. Vă mulțumesc și dau cu pace.